Un părinte bun se va sacrifica mereu pentru copilul său. Auzim des această frază, fie că este un mit, jumătate realitate sau 100% mit. Fiecare generație de părinți cunoaște și îmbrățișează spiritul de sacrificiu în felul ei. Noi, părinții de azi, percepem sacrificiu ca multitudinea de activități, lucruri, experiențe de care nu am avut parte în copilăria noastră și pe care ni le dorim pentru copiii noștri, indiferent de efortul implicat, pe principiul dacă eu nu am avut, măcar copilul meu să aibă. Cât de departe ați fi în stare să mergeți pentru copiii dumneavoastră? Până la capul pământului aș merge pentru ei, că vorba ce e copilul nostru care l-am făcut, l-am crescut de mic și știm ce am pățit cu el și cum am să-l creștem, să-l facem și așa că... Cum să nu poată să meargă un părinte pentru un copil? Care a fost ultimul sacrificiu pe care l-ați făcut pentru copil? Ce să-i fac? I-am făcut casă, ce trebuie. Despre sacrificiul părinților pentru copii vorbește și Dominica Petrovai, psihoterapeut cognitiv, comportamental și psiholog. Discursul este unul de referință și stă la baza unei principii demne de luat în considerare și de care au fost generatorul discuției de mai jos. Am vorbit despre cum să ne autoimpunem limite sănătoase ca părinți, cum percep copiii sacrificiul și care sunt nevoile lor reale. Am căutat răspunsuri și clarificare de la Andra Ungureanu, lider de unitate la Organizația Națională de Cercetași a României, grupă 70 ani, absolventă de psihologie și pasionată de educație non-formală. Andra Ungureanu, sacrificiul părinților este o formă de renunțare la propriile nevoi, în favoarea nevoilor copilului, așa cum sunt ele percepute de părinți. Fie că fac sacrificii financiare, renunță la pasiunile lor sau la timpul investit în propria lor devenire ca adulți împliniți, intenția este aceea de a-l face fericit pe copil. Sacrificii pentru copii am făcut până acum. Acum ar trebui ei, la rândul lor, să facă sacrificii pentru mine, așa consider eu. Dar respect viața lor, familia lor. Băiatul meu are 47 de ani, nepoata are 18 ani, deci sunt major cu toții, numai că noi dăm înapoi și dăm în mintea copiilor. Mai mult de atât... Credeți că aceștia ar fi capabili să facă același sacrificiu pentru dumneavoastră? Nu. Și nu știu dacă unul, doi la un milion ar face sacrificii pentru părinți. Dacă eu sunt bine ca părinte, voi putea contribui pozitiv la bunăstarea copilului meu. De departe sunteți dispusă să mergeți pentru copiii dumneavoastră? La infinit. Deci copiii sunt pe primul plan și nepoții, și la vârsta mea și nepoții. Și de fapt eu iubesc copiii și alți copii le doresc tot și aș face ceva pentru un copil necăjit. Interacțiunea dintre deschiderea copilului către lume și răspunsurile pline de iubire ale părinților au fost și vor fi mereu fundamentul dezvoltării unor tineri inteligenți, capabili, sociabili și iubitori.